De regulă, eu am văzut, în ultimul vreme sunteți cu interviuri punctuale, cum e cu vaccinul. Haideți să vedem câteva lucruri de dumneavoastră. Dr. Adrian Marinescu, sunteți din 2003 la Institutul Național de Boli Infecțioase, de atunci. Ați fost medic rezident și în prezent, 2013, Institutul Național de Boli Infecțioase, medic primar, boli infecțioase. V-am întrebat și anul trecut, vă întreb și acum ce înseamnă medic primar de boli infecțioase, adică vă țineți la acolo e un spital, ce oameni vin, vreau să știu ce faceți dumneavoastră, în afară de faptul că apareți la televizor și vorbiți despre vaccinare. Bine, în primul rând trebuie spus că pandemia va trece, înainte de a fi pandemie eram tot medic și tot medic primar. Da, asta, ce înseamnă medic primar, ce înseamnă boli infecțioase? Spuneți-mi ceva didactic. Păi didactic înseamnă așa, în momentul în care faci medicina, îți alegi ori specialitate chirurgicală, ori tip medicină internă. Eu am mers pe medicină internă și de acolo poți să alegi. Nu știu, unii sunt dermatologi, alții fac orice altceva. Eu am ales bolile infecțioase. Boli infecțioase înseamnă tot ce ține de microorganisme, nu doar de pandemie, și hepatitele, virale. Popular am numit bolile care se iau. Și bolile care se iau. Da. Și bolile care se iau. Se numeau și contagioase înainte, cu ani în urmă, da? Acum se numesc boli infecțioase, înseamnă o mare căciulă. Nu are nicio legătură cu COVID-ul și cu... Aici e doar o părticică mică. Deci COVID-ul intră în rândul bolilor infecțioase. E o infecție virală? Da. E una dintre ele. Cum era și gripa, cum erau și... Febra tifoide este? Absolut. Da. Și viroze, și la noi sunt și copii și adulți. Eu, de exemplu, sunt la adulți, înseamnă de la 14 ani. Avem și colegii pediatri infecționiști care văd tot ce înseamnă de la naștere până la 14 ani. Totul se întâmplă în institut, sunt secții și de pediatrie și de adulți. A fi medic primar nu are legătură cu spitalul. Ești medic rezident, până la urmă îți dai specialitatea. Vreau să sunteți la institut sau la spital? La institut. E Institutul Național. Practic, cea mai înaltă... Adică vin și oameni ca pacienți sau nu ați numai cercetați? Absolut, absolut. Institutul Național are în primul rând pacienți. Avem însă și partea de cercetare care ține de laboratoare și aici putem să discutăm. Până la urmă, institutul, nu că lucrez eu acolo, da. Eu cred că este cel mai prestigios institut din țară și aici lucrurile pot fi argumentate în sensul că există într-adevăr cercetare. Studiile clinice am început în institut imediat după Revoluție și de atunci și până acum ce întâlniți oriunde în lume, întâlniți și la noi. Chiar în timp de pandemie, ce a însemnat terapie nouă în studii s-a făcut și la Matei Balș. Deci dumneavoastră, pe de o parte, studiați boala infecțioasă. Da, adică avem pacienți. Dar și îngrijiți. Exact, și îngrijiți sunt pacienți și studii clinice. Uh-huh. Și la aceste studii clinice participă tot oamenii care lucrează în institut. Da, am înțeles. Se ocupă și de studii, și de pacienți. Suntem nu numai medic, dar și, să spunem, om de știință. Dar spuneți-mi, aveți un salon, câți inși, o aripă, explicați-mi cum arată viața. Uite, o vizită din viața doctorului Adrian Marinescu. Bun, mă trezesc, e o regulă undeva la 6 fără un sfert dimineața. Dar medicii de ce se trezească? Toți medicii care stau se trezesc dimineața. Pentru că în primele ore, la dimineții, se întâmplă cam tot ce e important în spital. Începând de la raportul de gardă, care e în jur de 8 și un pic, până în raportul de gardă îți faci o primă imagine despre pacienți, adică ajungi probabil undeva înainte de 7, cam la 7 fără un sfert, sunt în spital. Sunt secții, dar la noi sunt pavilioane, etaje, fiecare secție pe un etaj. Și aveți acolo o secție în noastră sau ce? O secție, da. O secție. Câți bolnavi aveți în secție? Aici variază. Avem 2 sau 3 pacienți în salon și sunt 14-15 saloane. De ce variază? Pentru că în condiții de pandemie s-a redus numărul de saloane. Trebuie să ne îmbrăcăm, să ne dezbrăcăm, avem diverse activități. Cei pe care aveți acum sunt toți de COVID sau sunt și de altceva? Nu. Noi avem spitalul strict dedicat SARS-CoV-2 în momentul păi de față. Păi și aia care au febră tifoidă, unde se duc acum? Ei, aici e într-adevăr o problemă. Vă rog. Aici e o problemă pentru că tot ce înseamnă spitalele de boli infecțioase sunt cam în circuitul COVID. Și lucrul ăsta s-a discutat de când a început pandemia. Deci să ai o boală infecțioasă serioasă în momentul de față, chiar ai o mare problemă. Pentru că ar trebui să te duci la un spital județean sau la un spital general. Adică nu poți să ajungi țintit la spitalul de boli infecțioase. Înainte ajungea la dumneavoastră. Absolut. La noi, la Babeș,
Da. Erau spitalele de boli infecțioase din București. În momentul de față, amândouă sunt strict în circuitul COVID. La cât aveți vizita? Vizita începe și înainte de raport, pentru pacienții care sunt în stare gravă, vrei să-i vezi, să știi cum stau lucrurile, mergi la raportul de gardă și după raportul de gardă începe propriu zis vizita. Vreau să mergeți însoțite, am văzut când eram la spital, de asistente, de... Era înainte de pandemie. Nu e? Nu mai e alaiul ăla? E foarte interesant. Era interesant, mai că lucrurile adică profesorul venea, spuneați, vă dădeați mare față de asistente, nu-i așa? Nu era așa profesor. Da, asta era viața normală dinainte. Ia spuneți, acum nu mai e asta. Acum suntem astronauți, că trebuie să ne îmbrăcăm. Da. Și, într-adevăr, merg cu un rezident, dar e foarte greu, nu intrăm în același timp. E bun observat, deci nu mai faceți... Era un protocol. Nu e așa, mai țineți? Era un protocol până când a început pandemia. Aha, da. Și știți că apropo de asta, toată lumea spune ce bine e de infecționiști, că ei oricum erau învățați cu bolile infecțioase și eu le spun, nu e așa, că viața noastră dinainte era cu o patologie complexă, era mult mai interesant, aveam cazuri. În momentul de față sunt doar cazurile de infecție SARS-CoV-2, avem niște lucruri clare, cosmonautul, nici relația cu pacientul nu mai e aceeași. Deci viața... dumneavoastră tratați. Da. Tratați după ultimile măsuri, mai vin numai în formă gravă, adică înainte veneau toți. Cum e acum? Cine vine? Acum e în regulă. Cei care au forme ușoare sau asimptomatici, bineînțeles că rămân acasă. Doar cei care au poate factori de risc, să spunem că e o persoană de 80 de ani și vrem să o monitorizăm un interval de timp în spital. Cei mai mulți sunt cu forme medii și mai ales forme severe, adică au nevoie de oxigen, au o grămadă de probleme și acolo, într-adevăr, e imprevizibil. Acești pacienți pot să stea 2 săptămâni, 3 săptămâni. Sau pot să ajungă la terapie intensivă. Sau pot să ajungă, deci, din păcate. La dumneavoastră nu sunt la terapie, dar au oxigen și la dumneavoastră. Au, este o secție de preterapie, aș numi eu. Adică sunt pacienți gravi și lucrez, sau secția era exact în pavilionul unde s-a produs evenimentul. Da, o să spune, viaduc, oamenii care, pacienții, sunt repartizați la dumneavoastră fără să știți dumneavoastră sau sunt cei care vin și la consult? Bine, vin la consult în camera de gardă. Toți ajung în camera de gardă, în momentul de deci față. Deci care ajung, da. Nu vi se repartizează de la 112? Nu, de la 112. De numai cei care vin în camera de gardă. Da, acolo e filtru. Păi și de ce? Unii se duc la bar și alții se pot duce în altă parte. Ei, aici, deci, spuneți, categorică, da. Aici e de discutat și aici ar fi un... poate un minus. De când a început pandemia, am tot încercat să explicăm că lucrurile ar trebui echilibrate. În primul rând, ar trebui să fie mai multe spitale. Corect. Care se ocupe de circuitul COVID, nu să fie înghesuiți toți în câteva spitale. Ori asta s-a întâmplat. Noi, Marius Nasta, Babeș și câteva spitale modulare ne-am ocupat de tot ce a însemnat. Și vă aduceți aminte că în București, la un moment dat, aveam spre 2000 de pacienți. Din 2000 de pacienți infectați, era foarte greu să te ocupi. Motiv pentru care în camera noastră de gardă erau zile când pacientul trebuia să stea peste 24 de ore. 30-40 de pacienți, au fost momente grele înainte. Acum s-a echilibrat, cel puțin deocamdată. Înainte era o situație grea. Și împărțirea era destul de arbitrară. Adică la Institutul Matei Balș și veneau foarte mulți. La un moment dat nu mai aveam locuri, le explicam că nu mai sunt locuri, veneau în continuare. Și noi încercam să-i ajutăm pe toți. Erau pacienți cu forme grave, aveau nevoie de oxigen. Și atunci îi puneam cu oxigen prin camera de gardă, încercam să facem... Așa că vă aduceți aminte, au fost niște imagini din camera de gardă de la spital cu oameni care aveau butelia de oxigen. Și erau 30 de oameni în același timp. Bun, când la vizită ce urmăriți? Vă opriți la fiecare bolnav, da? Să nu vă întreba nimeni, da? Vă opriți la... Și ce urmăriți? Că e foarte important. Vedeți, noi am discutat foarte mult despre vaccinare, dar s-a discutat foarte puțin despre tratare. Prima întrebare, de ce după un an și ceva la această boală nu avem un tratament, avem un tratament sigur, un protocol? Avem tratament, sigur, și avem și protocol, dar nu avem nimic miraculos. Apropo de faptul că se scrie mereu leac miraculos, nu există așa ceva și oricum intervalul e foarte scurt. Să obțin într-adevăr a avea ceva miraculos înseamnă că trebuie să ai și dovada că el merge pentru o perioadă de timp. Ori noi am încercat diverse tratamente care au mers. Noi la institut am încercat tot ce a fost, tot ce a avut dovești științifice, din primul moment și până acum am încercat. De exemplu, anticorpii, cocktailul președintului american, da, reprezintă un tratament bun. Din păcate, încă nu e aprobat și nu este în Europa. A fost la nivel de studii clinice, l-am avut și noi în institut, dar nu un tratament pe care să-l folosim acum pentru toți pacienții. Din păcate, îl folosesc ei prin America, se încearcă aprobarea în Europa, dar lucrurile sunt puțin mai complicate.
În rest, sunt multe tratamente pe care le încercăm și noi. Le putem numi experimentale, adică în studii clinice. Termen da, care... v-ați surprins când cu... cu ivermectină. Ivermectină. Da. Ați zis că ați fost mai prudent decât... Nu, adică n-ați fost atât de dur ca ceilalți medici. Bine, e posibil și asta. De ce? Păi, vă spun de ce. Întotdeauna când e un tratament, apropo de faptul că avem nevoie de terapii care să fie eficiente, eu niciodată nu mă repet să spun că un tratament nu e bun sau e miraculos. Eu spun că un tratament trebuie să demonstreze și dacă în alte părți, în Statele Unite și prin alte locuri din Europa, chiar a dovedit că este eficient, de ce nu? Sigur, să fie autorizat, nu trebuie forma de la farmacia veterinară, dar dacă e o formă de uz uman, dacă se fac studii clinice și există dovezi, de ce să spun de la început că nu e un medicament bun? Apropo de doctorul Ion Alexie din Statele Unite, noi ne-am împrietenit la începutul pandemiei, nu știam înainte. Și acum vorbim zilnic. Pentru că a fost foarte interesant să văd exact ce se întâmplă acolo. El mă întreba, el e un bun român, adică e cel care a lansat ivermicina? Da, dar el s-a ocupat de multe lucruri și înainte. Și chiar o persoană care ai ce să comunici. Aproape zilnic ne auzim. El îmi povestește în Statele Unite cum sunt protocoalele, îi povestesc ce e aici. Și el mi-a povestit că în clinica de terapie intensivă de boli infecțioase din Las Vegas, chiar a avut pacienți, a făcut neapărat un studiu clinic, dar a avut o experiență cu acești pacienți și că lucrurile au mers bine. Atunci sigur că e de încercat. Nu spune nimeni că trebuie luat fără prescripție, fără să fie aprobat. Dar eu sunt deschis la astfel de terapii, pentru că eu cred că un medic trebuie să pornească de la ideea că orice tratament trebuie încercat și s-ar putea să demonstreze că într-adevăr e eficient. Adică unii și spun nu e bun din start. Da, în cazul acestei boli avem la ora actuală, pe plan mondial, un protocol, adică protocol de tratament. Deci vine aproape standard, vine pacientul de la cameră, intră în, spuneți cum, în salon, îl dezbrăcă. Adică există un protocol standard sau e în funcție de pacient? Păi, în primul rând, că indiferent că e pacientul cu COVID, e tratat la fel. Noi vorbim de COVID. Exact. Dar apropo de faptul că m-ați întrebat ce fac la vizită, da. Încerc să fac exact ce s-a întâmplat și înainte. Chiar dacă sunt în costum, am aceeași anamneză, adică aceeași discuție cu pacientul, vorbesc de tot ceea ce are nea lui sunteți pe lângă. Sunteți adeptul adevărului că nu există boală, ci există bolnavi? Absolut. În ce sens? Absolut. Și la COVID e în funcție de om? Sigur. Gândiți-vă că poate fi o persoană care are 20 de ani și nu are boli pe lângă și să fie cu o formă medie, adică să aibă doar pneumonie împreună cu COVID, și să fie o persoană care are 80 și ceva de ani, are o grămadă de boli pe lângă și trebuie să te ocupi în același timp de tot ce are pacientul. Nu există că te ocupi numai de virus. Nu, pacientul are și diabet, are o grămadă de lucruri care pot fi influențate. Îi dai un tratament, te gândești cu ce are legătură. Deci sunt pacienți complexi și practic acele săptămâni cât pacientul, mergem pe varianta evoluției bune. În fiecare zi trebuie să fii extrem de atent, cu analize, cu evaluare. Sunt pacienți precum ou de găină, foarte fragili. Oricând pot să evolueze imprevizibil și trebuie să fii extrem de atent. Spuneți-mi de un an și ceva, cam câți pacienți ați tratat așa cu aproximație? Cred că aș putea să fac în felul următor un calcul. Pe secție, în principiu, cam între 10 și 15 pacienți pe care îi văd în fiecare zi. Bine, pacientul... Deci așa copil, cam câți au fost? Dacă aș spune că a fost perioada de internare în medie cam de o săptămână, înseamnă că pe o lună ar fi, în mod clar, vreo 50-60 de pacienți pe care i-am deci văzut personal. Deci dacă pune vreo 10 luni, destul de mult. Mult. Și în plus sunt pacienți pe care i-am văzut și i-am evaluat telefonic și așa mai departe. Da. De ce v-am întrebat? Doctorii se confruntă cu ce știe bolnavul, știți? Da, așa este. În cazul, știți că el se duce, cu cât este mai analfabet, cu atât e mai bun pentru noastră, că dacă el citește, știți foarte bine. Spuneți-mi, în cazul acestui virus, cât de mult influențează spunerea bolnavului, ați înțeles de ce? Că nu ați întrebat, cum te simți ăsta, ce citești el pe internet? Există o influențare? Adică eu omul vine deja pregătit să spună niște simptome pe care el le știe de pe internet sau alea reale? Sigur, chiar mai mult de atât. Există așa numite rețete care sunt pe internet. Da.
unele au o bază reală, practic, da, sunt cu prescripție medicală, numai că acele rețete ajung să fie precum ziarul și cu copia. Toată lumea ia acea rețetă. Da? Și îl întreb, ce ai luat? Păi am luat rețeta, da, nu știu cui. Și cum ai făcut cu rețeta? Ți-a fost bine? E, mi-a fost bine la început, până mai rău. Deci e clar că se merge pe niște clișee. O anumită rețetă, ce mi-a spus cutare. Dar el cutare, când îi de dat dumneavoastră tratamentul, nu e influențat de rețeta aia de pe internet? Da, cu siguranță, cu siguranță. Dar cum? Avea eu o încăpățânare. Și întreabă, bun, dar de ce tratamentul X și nu tratamentul Y? Și eu îi spun în felul următor. Ați încercat cu primul tratament, nu v-a fost bine, că n-ajungeați la spital. E, acum mergeți pe mâna noastră. Și marea problemă la acele tratamente, nu că n-ar fi bune de pe rețetă, dar exact ce spuneați dumneavoastră, fiecare pacient e diferit. El are anumite tratamente pe care le ia oricum, pentru bolile de inimă, pentru diabet. Și lucrurile pot să ajungă să interfere. Și la un moment dat să-și iau un tratament care e bun și să fie probleme destul de mari, pentru că ia în același timp încă 20 de alte pastile. Deci tratamentul unui pacient în secția noastră presupune și tratarea dacă e bolnav de inimă. Absolut. Deci, mai complicat, nu numai de COVID. Păi, gândiți-vă că un pacient care are probleme, are diabet, are boli de inimă renale, are un tratament de fond. Pe care trebuie să-l administrați tot. Sigur. Aici. Și trebuie să fim atenți la interacțiunile medicamentoase. Păi dumneavoastră atunci trebuie să vă pricepe și la alte. Da, e adevărat că avem deja o prescripție. Medicul cardiolog i-a dat un tratament. În momentul în care vrem să schimbăm, ne sfătuim întotdeauna la medici. Deci, foarte interesant. Deci el când vine la noastră, vine pentru COVID, da, se trata, dar vine și cu tratament de inimă, de diabet, etc. Sigur și că noastră, da, vă sfătuiți cu medicul de unde a venit sau cu medicul din spital? Și cu medicul curant, da, pe care l-avea și cu medicul din spital. Noi în institut avem cam toate specialitățile. E complicat că trebuie să avem cu el, poate să moară de diabet. Așa este, trebuie să fim extrem. De asta spuneam că sunt pacienți complexi. În general, cei care ajung în spital sunt cei vulnerabili, adică persoane în vârstă, persoane cu boli cronice și trebuie foarte multă atenție. Din fericire, în institut, noi avem toate aceste specialități. Avem cardiolog, avem dermatolog, aha, avem de toate. Avem pneumolog, avem psiholog, avem psihiatru, avem tot ce ne trebuie. Cât de tare... Știți, adică dumneavoastră știți sigur că contează foarte mult optimismul unui bolnav. În cazul COVID-19 e mai mare optimism sau mai mic? Adică e mai mic fără discuție și cu atât mai mult. Deci pacienții sunt în general pesimiști sau față de ce era înainte. Da. Sunt mai pesimiști decât la alte boli? Da, absolut. E foarte absolut interesant. E foarte interesant, dar nu numai pacienții, și medicii. Pentru că e un lucru imprevizibil. Pentru că viața e schimbată pentru toți. Și foarte, gândiți-vă la un pacient, vrea să-l vadă pe medic, nu-l vede. Vede un cosmonaut, nu știe dacă e medic, asistentă, infirmieră. Influențează, dar am fost și o dată. Categoric. Și m-a influențat, parcă eram, adică sunteți siniștri cu costumul ăla. Eu încerc în momentul în care intru în cabinet să le spun, să mă prezint și am un avantaj că îmi recunosc vocea și atunci e... Am înțeles. Zicea, vă știu, ok, și atunci au cumva imaginea, că nu mă văd, da? E până la urmă aici cu mască, cu șapte foarte chestii. Foarte interesant, deci contează foarte mult imaginea, ca și la școală. Eu cred că da, contează mult imaginea. Nu m-am gândit la asta, că totuși medicul și transmite. Dumneavoastră nu mă transmite, sunteți cosmonaut. Și apropo de acest lucru, cu atât mai mult pacientul are nevoie ca medicul să stea mai mult cu el și în momentul în care ești în costum și o perioadă lungă de timp cu fiecare pacient, vă dați seama că nu e ușor, vei sta ore și ore și ore în costum, fără să te miști. Da. Deci nu e ușor, dar stai... Și oricum el nu te vede la față. Da, dar vorbește și până la urmă are nevoie de informații. Și știți ce cred că contează cel mai mult? Medicul să fie optimist. Eu, la mine s-a nimerit, eu sunt o persoană, da, am văzut care a fost calm, optimistă. Dar nu sunteți panicat. Nu, și chiar nu mă poate scoate nimeni din asta. Și dacă ar fi război sau altceva, nu înseamnă că nu sunt îngrijorat, dar mă gândesc că dacă intru în panică, nu numai că greșesc și eu, dar nu-l ajut cu nimic pe pacient. Atunci trebuie să fiu calm să mă gândesc ce am de făcut. Deci dumneavoastră spuneți că la pacientul internat la dumneavoastră, la COVID-19, la dumneavoastră, cea mai mare problemă este imprevizibilitatea acestei boli. În ce sens? Nu față știe de altele. Nu știe ce l-așteaptă. Nici dumneavoastră medicul nu știți. Bun, mai ales la începutul pandemiei, nici medicul nu știa exact cum o să evolueze. A crescut imprevizibilitatea sau a scăzut? A scăzut, a scăzut. În momentul scăzut de față... Acum cam știi. Nu chiar cât am vrea, dar e mult mai bine decât înainte. Adică în momentul de față avem o experiență, știm ce trebuie făcut. E mai imprevizibilă decât alte boli? Se spune, nu știu, febra tifoidă, știi, nu știu, sau uite ce este. Este mai imprevizibilă pentru că tuberculoza e tot la noastră?
Tuberculoza e la noi, nu cum e la Babeș. La Babeș e... Nu, dar e tot în domeniul infecțioase. Tot în domeniul bolilor infecțioase și în momentul în care punem noi diagnostică de tuberculoză, da, tratăm și tuberculoză. Dar dacă știm de la început, vine un pacient care are deja tuberculoză, merge la Victor Babeș pentru că au o secție dedicată. Spuneam că e imprevizibil pentru că a trebuit să aflăm tot ce înseamnă despre virusul SARS-CoV-2 în acest an. Adică au fost informații care veneau de peste tot. Unele erau reale, altele n-aveau bază științifică, nu știai ce să iei. Și dacă vă uitați tot ce a însemnat Organizația Mondială a Sănătății, diverse autorități, nu spuneau întotdeauna niște date pe care să le iei în calcul. Azi spuneau ceva, mâine altceva. Și eu cred că e foarte important filtru, apropo de lucrurile, nu numai medicul. Și pacientul, în general cetățeanul, cred că trebuie să treacă printr-un filtru. Să nu se uite doar la informațiile luate ca atare. Te uiți și te gândești logic. E un studiu, ok, dar se potrivește cu persoana respectivă? Eu întotdeauna informațiile trec prin propriul filtru, nu mă uit doar la ce spune. Da, de-a lungul istoriei au fost aceste, la un moment dat, boli fatale, de exemplu, tuberculoza la un moment dat. Putem compara acest coronavirus cu vreo boală, adică boli care au surprins pe medici până când le-au găsit leacul. Tuberculoza poate fi comparată, că mureau de ftizie porupte. Poate să fie, deci clar că e aceeași situație imprevizibilă, da. Dar nu sunt de acord și am spus de când a început pandemia, când se spune că e un virus ucigaș, că e un virus, de ce nu? Pentru că dacă ne gândim la rabie, adică la turbare, în momentul în care ai ghinionul să faci turbare, mor 100%, nu scapă nimeni. Asta e infecțioasă? Tot un virus este, da. Da. Ăla este un virus ucigaș. Nu poți să spui în momentul în care procentul celor care au evoluție imprevizibilă e micuț, că e un virus ucigaș. Poți să spui că e imprevizibil. Poți să spui că la unele persoane poate să evolueze și prost. Dar când vedeam scris peste tot în media virus ucigaș, da, eu le explicam. Nu e virus ucigaș, îi scriau la fel. Nu este. Nu contează. Tot așa spuneau. Și am discutat ce rol negativ a avut psihoza. Că în un moment dat, când simțeai că ai simptome, te gândeai gata, ai și murit. Dar să știți că a rămas și acum. Eu știu persoane cunoscute și în momentul în care le se întâmplă în familie, sunt absolut îngroziți. Și le spun, e totuși un virus, stați ușurări, hai să vedem despre ce e vorba. E o persoană de 90 de ani, da, are boli cronice. Da, iertați-mă, am vrut să fac un interviu cu Dinu Săraru, care e mai în vârstă, și a zis că el nu iese nici măcar până la capătul străzii. Nu, am dat un exemplu, deci există, a rămas această spune. Dar știți că e o vorbă, că de ce ți-e frică, nu scapi. Da. Ce vreau să vă întreb înainte de publicitate, spuneți-mi și mie, ce se întâmplă acum la Balș? Pavilionul ăla lucrează, i-a fumat, până acum i-a povestit în care portă. Acum, la Balș. Pavilionul închis. Da. Sper că nu pentru multă vreme. Și este secția unde lucram, e de asemenea în acel pavilion. Deci, nu asta nu aveți secție, nu știam. Exact. Deci noi acum suntem relocați și ne descurcăm pentru... N-ați spus până acum. Dumneavoastră ați spus numai că ați fost de gardă exact acolo, la salonul ăla. O noapte înainte am fost de gardă chiar la parter. La parter este locul unde stă medicul de gardă. Acolo deci acolo era și sus, cum ar veni la etaj. Unul era secția. Secția. Exact. Și secția noastră a lovit-o. Nu, parterul. Numai că a ajuns peste tot. În momentul de față nu poate fi folosit. Au fost pavilion. Și pacienții noastre mutați? Toată lumea a fost mutată. N-a mai rămas nimeni în acel pavilion. În 40 de minute toți au plecat de acolo. Cât? 100? 101 pacienți. Și noastre unii pacienți acum aveți risipiți? Bine, unii dintre ei s-au externat. Cei mai mulți au avut o evoluție bună. Au ajuns fie în alte părți din spital, fie la alte spitale. Cei care au murit după, au murit din cauza că le-a scos de la intubare? Cum e? Nu, că nu erau intubați, nu era secție terapie intensivă. Aici ei erau ce secție? Nu era terapie intensivă. Nu, dar erau pacienți. Era care noastră, la oxigen. Da, dar erau forme severe mulți dintre ei. Aveau nevoie mare de oxigen. Au fost, erau într-adevăr probleme. Persoane vulnerabile, în vârstă, și puteau să meargă prost, indiferent de eveniment. Da. Și atunci e greu de spus. Și spuneți, deci la ora actuală e închis, i-a fumat, da, și da, nu-i dați drumul? Nu, pentru că în momentul de față trebuie să se întâmple niște pași. Bun, urmează asiguratorul, care trebuie să vadă exact ce e acolo. Urmă trebuie să facă și să vadă exact ce plan va fi. Va fi reabilitat? Cât de mult? Va fi o chestie făcută superficial? Sau se va face de la început?
Încă nu se știu aceste lucruri și din păcate în România știți că nu e precum în China, adică lucrurile merg... Cam cât din institut, adică cât, o sutime, o zecime? Cam o treime. O treime? O treime. Uite, nu știam. Deci nu, înseamnă... deci a afectat și că activitatea... Păi, noi internăm în general 300 și ceva de pacienți. Și 100? 100 și ceva. Da, acum trebuie să-i vărâți în alte rupuri, i-ați văzut în alte rupuri. Bine, e clar că scade capacitatea, că n-ai unde să mai internezi. Adică în momentul de față sunt 200 și față de 300 și e o problemă, numai că, din fericire, este o perioadă mai bună în momentul de față, e un echilibru. Dar mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă am fi avut 1800 de pacienți sau 2000 în București. A afectat imaginea institutului acest accident? Din păcate, da. În ce sens? Din păcate, pentru că... Și eu personal și noi toți ne-am fi gândit că la institutul de vârf pe un infecție, nu se întâmplă absolut nimic. Eu recunosc că în momentul în care am aflat în acea dimineață, la ora 6 fără un sfert, cum vă spuneam, m-am trezit și am văzut deja mesajele, s-a întâmplat la 5 și un pic și nu venea să cred. Când am pornit televizorul în timp ce mă pregăteam să plec. A, vă pregăteam să mergeți. Da, am crezut că nu se poate așa ceva. M-am uitat de mai multe ori, am spus nu, e o greșeală. Deci a fost un impact extrem de puternic. Ați mai fost în ziua aia? Ați fost? Sigur că da, sigur. Pentru că au fost multe lucruri administrative. Gândiți-vă că toate cele persoane au trebuit să fie identificate, să se ia legătura cu familiile, să știe în fiecare spital. Ei au plecat repede în diverse spitale, dar nu știam exact, nu aveam informații, toate lucrurile. Da, e bună imagine, e bun report. Deci atunci a fost nu numai cei care au murit, dar și oamenii mutați. Sigur, 101 oameni, gândiți-vă că familiile nu știau exact, nu puteau fi date, nu erau identificați, nu puteai să faci acest lucru fără medicina legală. N-a fost deloc ușor. A fost o situație extrem de grea. Nici nu mi-aș fi dat seama că poate să fie cu un asemenea impact. Deci a fost o muncă infernală până seara. Deci până seara toată lumea a rămas în spital și s-a ocupat strict de aceste lucruri. Cei 100 cum au fost împărțiți? Câți au rămas la dumneavoastră? Aproximativ jumătate, pentru că au fost toate locurile din spital folosite. Tot ce s-a putut s-a improvizat și s-au folosit acele locuri și s-a mers pe principiul că cei care nu erau stabili și erau o problemă în a fi mutați, să rămână în spital. Au rămas chiar și în terapie intensivă, erau câteva locuri. Cei care au fost stabili au ajuns în alte spitale. Deci fiind vorba de o treime, deci va afecta nu numai imaginea, dar și activitatea. Sigur că da, sigur. Iar imaginea, din păcate, e afectată, cred eu, pentru o perioadă lungă de timp. Pentru că știți că, indiferent câte lucruri bune s-au făcut în spital, din păcate, dacă se întâmplă o astfel de situație, dar e greu, ce poate să înțelege mai puțin, este pentru oamenii care lucrează acolo, psihologic este... Un impact foarte puternic, adică toată lumea e... Înainte era o bătaie să se interneze în noastră, s-au mai redus? Adică era... Nu, nu aș spune, că eu cred că în momentul în care sunt probleme importante și oamenii au forme severe, tot la Institutul Matei Balș vin. Adică eu dacă aș avea pe cineva din familie în momentul de față, n-aș ezita, dacă ar ține de boli infecțioase, să vină tot la Balș. Organizatorii că aveți încă, e interimar. Direct. Da, da. Urmează un concurs sau ce? Sigur, o să fie un concurs care ține de Ministerul Sănătății. Nu candidați? E, o să vedem cum. Deja e o știre, da? Da. Dar apropo, înainte de publicitate, știți că m-am tot întrebat, dumneavoastră de ce nu sunteți trecuți între specialiștii pe care îi consultă guvernul, președintele? Sunteți? Bine, cred că sunt niște lucruri oficiale care se fac, apropo de comisii și de... Că la asta cred că vă referiți. Păi da, nu puteți să fiți în locul domnului Gheorghiță. Nu, am zis așa. Da, cu siguranță că puteam să fiu. Cred că lucrurile astea țin de niște lucruri. Poate s-a mers pe varianta că armata ar asigura un control mai bun. Nu? Că până la urmă de aici s-a plecat. Mă refer la vaccinare, că nu vorbim deci de pandemie. Deci vă mai gândiți că dacă eu sunt sigur că veți candida. Că deja eu cred în felul următor. Dacă pot să ajut și oriunde pot să ajut, aș face cu drag. Sigur că suntem... într-o emisiune înregistrată, dar când a plecat domnul Cercel, era previzibil. Cum de s-a ajuns la doamna Minculescu? Nu. Nițescu. Nițescu, am greșit.
Nu știu detalii, detalii chiar nu, nu știu. Nu, adică era o procedură că sau cineva a ales-o, ca să știu cum. Păi nu, dar oricum și partea de interimar ține tot de Ministerul Sănătății. A, deci nu a fost că era adjunctă, prima adjunctă? Nu. Lucrurile vin tot de la Minister. E un spital care ține deci de Ministerul Sănătății. Deci Ministerul a decis absolut, să fie. Absolut. Am înțeles. Deci nu a fost așa ca la armată. A plecat șeful de stat. Nu, nu e armată. Nu, dar da, în sensul da. Că și-a venit interimar. Nu, la un ziar. Pleacă redactorul șef, rămâne adjunct, unul din adjuncți, dar nu aici. Nu, așa nu funcționează. Aveți adjunct aici? Nu, nu există. Există manager, există director medical, nu există adjunct de manager, da. Adjunct de director, da. Nu există. Doamna Nițescu nu era în această echipă de conducere. Nu era, nu era în echipă. În echipă nu există decât manager și director medical. Sunt păi doar directorul doi. Medical. De ce nu? Păi directorul medical a plecat de asemenea pentru că era... Era la pensie, era vreo de vârstă, așa s-a nimerit. S-au schimbat lucrurile în același timp. Dar sunteți purtători de cuvânt? Eu sunt comunicator din partea institutului. Eu bun, oficial. Oficial, da. Nu vă critic conducerea uneori că sunteți prea sincer. Eu încerc să fiu sincer, dar în același timp ați văzut că spun ceea ce gândesc. Da, și până la urmă... Da. Facem o pauză de publicitate. Pauză. Așează-te, nu o să mă crezi ce am aflat. Mă uit la el relaxat și zic, știu ce față a făcut. Copiii pun cele mai dificile întrebări. Când al meu vine cu câte una, e un challenge, dar îmi zic, sunt mamă. Știu. Unii spun că le știu pe toate. Între jurnaliști și spioni nu e prea mare diferență. Alții, dimpotrivă, că nu știu nimic. Eu sunt justițiar. Mă, nu mi-am imaginat că puteți fi așa. Să fie clar, Ion Cristoiu nu știe chiar tot. Știam eu că e ceva suspect cu ăsta. Sunt însă, la fel ca tine, deosebit de curios. Care este linia între colaboraționism și patriotism? Și că nu știu, între pe cei mai pregătiți. Omul de stat este cel care se gândește la generațiile viitoare. Omul politic e cel care gândește la alegerile viitoare. Așa aflăm amândoi. Interpretez legea în cu totul alt mod. Toți te privesc cu suspiciune. Sunt lucruri elementare, că nu sunt cunoscute. Duminică la ora 8. La interviurile lui Cristoiu. Detest întreruperile, dar uneori îi întrerup și eu pe alții în plină discuție. Când se miră de ce mă bag, le zâmbesc politicos. Pentru că știu. Casă și glazura fină rămâne aceeași. Acum, într-un nou ambalaj. Măgura, o îmbrățișare dulce pentru un strop de fericire. Cânțele. Doamne, vă bate jo de noi. Trebuie să te trag un pic de urechi. Ja! Ești un derbedeu. Mersi. Această zi nu se măsoară în timp. Tot timpul noi reinventăm apa caldă, dar ne iese rece. Se măsoară în megabiți pe secundă. Dă-mi explicații. Provoc niște idei. Uite mă ăsta asta. Această zi măsoară distanța dintre eu și tu. Da, băi, ce bun sunt. Auzi. Vorbim despre povara talentului. De... Ești ziua în care nu ar putea deveni da. Of, știi cât mă simt? De la o vreme ai devenit criptic. E o bătălie pentru România frumoasă. Sunt Marius Tucă. Mare filozof, poate cel mai mare. Și te aștept la Lev News. În direct și la ora de vârf. Sunt periculos. Eu am o idee foarte bună, dar sunt leneș. De curios. Despre medicina românească, ce ne pot spune? Au. Ce așteptări are UE de la România? Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Da. J-Lo fundul, eu ar trebui să-mi asigur ochii. O să-ți vezi lumea prin ochi. Am revenit după pauza de publicitate cu domnul doctor Adrian Marinescu de la Spitalul Matei Balș. Am discutat, îi spuneam și în pauză domnului doctor că n-am văzut, am citit toate intervențiile de ultimul timp, că m-am pregătit pentru emisiunea asta și n-am văzut o discuție în legătură cu situația acestui institut. Institutul acesta are nevoie de o nouă clădire? Cum e? Vă referiți la acest pavilion? Nu, în general. Păi, să știți că la noi de ceva vreme totul e într-un proces de înnoire. Există clădiri noi, este centru... Asta nu era o clădire nouă.
Nu. Aceea era un pavilion din 1953, care sigur a fost reabilitat. Ideal ar fi să avem clădiri noi. Și există proiecte în derulare. E un proiect foarte important care se referă la o clădire care să fie cu totul nouă și unde să fie centre de, să fie cercetare, să fie chirurgie pentru boli infecțioase. E ceva ce nu s-a mai făcut în România. Să fie un, practic o clădire cu foarte multe etaje unde se întâmple absolut tot. De la camera de gardă, cercetare, neurochirurgie, de exemplu, strict pentru bolile infecțioase, că în momentul de față e foarte greu să tratezi din punct de vedere chirurgical un pacient care are o patologie infecțioasă și încerci să mergi la spitalul X pentru nu știu ce. Și toate se întâmplă acolo. Așa ar fi ideal, dar vedem dacă acest proiect chiar va fi în... Se vorbește mult despre construcția de noi spitale, dar nu a abordat nimeni ce înseamnă nou spital în lumea de azi. Nou spital, adică clădirea asta, construirea noastră, față de anii, chiar de față de anii 80, ce revoluție a avut loc în structura unui spital nou? Adică ce are spitalul nou? Helioport... Inclusiv. Ce trebuie să aibă? Ce trebuie să aibă un spital nou? Că nu trebuie să o construiești oricum. Trebuie să aibă de toate. În primul rând, să fie sigur, apropo de ceea ce vorbim, pentru că tot ce înseamnă instalații electrice pe o clădire veche, oricât ți-ai dori, nu poți să faci în așa fel încât să fie totul 100% sigur. Deci dacă e o clădire nouă, din toate punctele de vedere plecăm, în primul rând, de la siguranță. Iei în calcul la boli infecțioase, s-ar putea să apară și o altă pandemie sau epidemie și să ai nevoie de multe surse de oxigen, iei în calcul acest lucru, te gândești că vei avea o terapie intensivă, poate cu mai multe patru decât acum, sigur că nu, dar numai la infecțioase, în general, deci presupune spitalul, lucru. Clădirea nouă, presupune siguranța instalațiilor. Exact cum e o casă, când îți faci casă, vrei să ai totul, e clar că instalațiile din 1953 nu erau, nu se potrivesc cu ce acum. Saloanele trebuie să fie mari, mici, spațioase, cum e acum în lumea de azi? Saloanele trebuie să fie spațioase, să aibă toate utilitățile, dacă se poate să fie un singur pacient în salon, acest lucru ne-am dorit. Știți că în străinătate, până la urmă, așa se întâmplă în clinicile de prestigiu. Un singur pacient stă în salon, eventual dacă e din familie, pot să fie doi. Noi am reușit totuși, față de alte spitale, noi avem maxim 3 pacienți în salon. Multe sunt cu 2 paturi sau cu 3. Deci, a treia caracteristică, trebuie să aibă lifturi sau scări? Trebuie să aibă și lifturi, și scări. Lifturi făcute special pentru spital. Ați observat că nu se discute, trebuie să construim spitale. Hai să vedem și ce presupune în lumea de azi un spital. Și nu mai e ăla din anii 80. Și e foarte important să fie circuite separate. Asta, circuite în ce sens? Da. Circuit înseamnă că printr-un anumit loc intră pacientul, în altă parte intră personalul medical, în momentul în care aduci hrana pentru pacienți, un alt circuit. Deci lucrurile astea pot fi mult mai bine gândite pentru un spital nou. Și într-un spital nou, echipa care face acel spital are toate aceste lucruri. Din păcate, pentru un spital vechi e greu să cârpești. E până la urmă o cârpeală. Bun, e orice firmă de construcții, de exemplu la fizică atomică, mi-a spunea domnul director că trebuie să vină o anumită... Trebuie să fie o firmă specializată în construcția de spitale? Absolut. De ce? Pentru că trebuie să ia în calcul toate aceste aspecte. Adică să fie oameni care au mai făcut spitale, oameni care au făcut clinici mari și știu exact cum sunt circuitele, ce presupune. Bun, foarte interesant. Deci, vreau să spuneți că nu acest proiect de spitale nu e spitale clădire. Clădire, dar trebuie să fie ultimul răgnet. Exact. Și mai ales că acel spital îl faci pentru o perioadă lungă de timp, nu? Cel puțin 50 coridoarele de ani. Coridoarele trebuie să fie înguste sau mari? Trebuie să fie suficient. Bine, aici sunt niște standarde, clar. Păi și... dar ăsta nu e la cât dacă e din anii 50, avea standard. Nu avea standard. Noi am încercat să improvizăm cât s-a putut de mult să ne apropiem de aceste lucruri, dar niciodată o clădire de 1953 nu se va compara cu ceva care se face în 2021. E bine să fie în centru sau la margine? Depinde dacă e suficient spațiu. E un avantaj în centru. E un avantaj în centru pentru că adresabilitatea se face mult mai ușor. Dar uitați-vă, spitalul de urgență Floreasca e de gândit acum să fie mutat. Pentru că ai nevoie de mai mult spațiu. În centru e foarte greu să ai un spațiu mai mare. Trebuie să ai un spațiu generos care să-ți asigure locul pentru ambulanțe, circuitele. Dacă poți să obții în centru, e foarte bine. Dacă nu ai suficient teren, cred că o să alegi totuși o poziție strategică, să nu fie chiar la nu știu ce distanță. Că în momentul în care avem o urgență, dacă trebuie să mergem 30 de kilometri, e o problemă. Helioportul e obligatoriu la toate marile spitale? Da. De ce?
Adică ai nevoie, sunt situații de urgență și în momentul în care ai nevoie de elicopter, înseamnă că, cum mi se întâmplă acum, trebuie să ajung la spitalul de urgență Floreasca, de acolo o altă ambulanță la duce la Balș. Ar fi mult mai simplu să vină direct cu elicopterul când e urgență. Fiecare minut e decisiv. Deci semnalul, mesajul care trebuie dat din această emisiune este că trebuie să începem să discutăm și cum să arate spitalul, nu construcția. Se înțelege că gata, facem așa o clădire, nu? Deci presupune... Eu cred în felul următor, nu contează că în România nu avem ce au nemții. Eu cred că un spital trebuie să fie comparabil. Dacă faci în 2021, tot faci un spital, îl faci cum trebuie. Că vrei să te ridici la un anumit nivel. Dacă o să mergi tot timpul pe varianta basis, acolo vom rămâne. Da. În domeniul bolilor infecțioase, există vreun aparat în lume pe care nu-l aveți și ați vrea să-l aveți? Adică aici există o cercetare, un progres în domeniul ăsta? Mă rog, la pneumonie știm foarte multe... Din punctul acesta de vedere, Balșul chiar e privilegiat. Are astfel, are laboratoare de biosecuritate de cel mai înalt grad, care nu există pe nicăieri. Sigur că se poate și mai bine, evident. Se poate să avem diverse aparate în plan practic. Am vrea, de exemplu, să avem mai multe ventilatoare. Am vrea să avem și personal. Zic că eu fac următoarea glumă. E important când ai patul de terapie intensivă să vină la pachet și cu personalul medical. Că dacă ai doar ventilatorul sau doar patul și nu ai medicul și nu ai personalul, degeaba l-ai. Deci clar se poate și mai bine de atât. Sunt laboratoare care au nevoie și de aparate care să fie mai noi. Știți că la aceste aparate este exact cum facem noi cu telefonul mobil. Trebuie să schimbăm în permanență. Vrem ceva mai nou, nu pot rămâne aceleași. Și acest lucru presupune investiții care să facă în dinamică. România are o industrie de aparate? Din păcate, nu prea. Importăm de unde? Care sunt cei mai buni pe plan mondial, specialiști? Bine, cred că nu neapărat cei mai buni, dar China e pe primul loc raport calitate-preț. Dar așa sunt, bineînțeles, americanii, și nemții. Și chinezii fac aparatură? Sigur că fac. Din păcate, nu întotdeauna de cea mai bună calitate. Cum vă explicați faptul că producția de medicamente s-a dus spre ei? Bine, s-a dus în primul rând spre India. Și da? Acolo, că, da, sunt multe medicamente care se produc în India. Aici de lucruri... ce? Pentru că e mâna de lucru ieftină. Am înțeles, și atunci o companie mare, teoretic, respectă niște standarde, teoretic, și ar trebui să fie același lucru. Acum că se întâmplă sau nu în practică, depinde și de cât de serioși sunt oamenii. Cam cum se întâmplă Renault cu Dacia sau diverse alte mașini care se fac prin... Da, cu cât te duci în căutarea forței de muncă ieftine. Dar dacă vă uitați la haine în momentul de față, chiar mărcile de prestigiu, și pe etichetă ce scrie? România, da, dacă sunt făcute, țări din... Făcute, da, da. Ajungând la vaccin, spuneți-mi, când am discutat atunci pe Cristoiu Blogru, am discutat această împărțire a cetățenilor în pro-pandemie, contra-pandemie, care era violent. Este aceeași împărțire la fel de radicală și în cazul vaccinării? Cum e în România vaccinarea ca stare de spirit? Din fericire, lucrurile s-au schimbat în bine în ultimul timp. De ce? Eu cred că din trei considerente. În primul rând că este experiența celor care deja s-au vaccinat. Că în momentul de față sunt milioane de oameni care s-au vaccinat. Deci totdeauna cred că puterea exemplului contează. Mă refer doar la România, tot ce e în lume. În al doilea rând, totuși, informațiile au început să apară. Adică avem suficiente informații și cine își dorește poate găsi surse credibile. Și în al treilea rând, cred că și-au dat seama că, până la urmă, dacă vor să încheie pandemia, ai nevoie de vaccin. Nu înseamnă că pandemia se încheie mâine, dar dacă vrei totuși să te gândești la un orizont și să-ți faci gânduri eventual pentru anul 2022, cred că fără vaccinare ne întoarcem la... Deci România, ziceți că în materie de bunăvoința populației față de vaccin stă mai bine decât alte țări? Nu știu dacă stă mai bine față de ce era România la începutul vaccinării. Așa e, adică da. Lucrurile au evoluat bine. Au evoluat, deci evoluat în sensul că se adâncește credința în vaccin. Și, din păcate, și-ar dori oamenii să vaccineze mai repede și aici, mă rog, sunt alte discuții care nu țin de România. Nu avem suficiente doze. Da, dar vreau să vă întreb din punctul acesta de vedere, apropo de... cei care sunt vaccin, antivaccin, anticovid, nu știu ce, cât din ei sunt antivaccin? În primul rând, n-am întâlnit niciodată de ce există un întreg curent în lume împotriva vaccinului în general. De ce nu e împotriva algocalminului? Spuneți-mi, v-ați explicat de ce?
Nici eu nu am înțeles acest lucru, că n-are o explicație vaccinul logică. Știu, asta vă spun, eu cred în felul următor. A rămas o minoritate în momentul de față, cei care nu vor să vaccineze pentru SARS-CoV-2, da? Da. Dar sunt aceiași care nu vor să vaccineze în general și, mai interesant, sunt aceiași care nu vor, de exemplu, să respecte măsuri de prevenție. Și eu îmi pun întrebarea, sau nu sunt de acord cu pandemia. Cum poți, în plan logic, să te gândești că nu vrei pandemie, nu vrei măsuri de prevenție, dar nu vrei nici vaccinare? Nu, vă întreb, dacă avem aici un cerc ca la logică, da? Și avem anti-vacciniști, da? Da. Numărul celor care sunt împotriva lui COVID-19 e mai mare decât sunt în general antivacciniști. Exact. Ce au rămas acum? La început, da, la început campanie, era un procent mai mare. Da. Acum au rămas acea minoritate. Cei care erau împotriva vaccinului nu vor niciun vaccin. A, deci nu, da, nu făceau nici împotriva gripei, dar nici acum. Dar e interesant că aceste persoane nu au o explicație sau nu vin cu altă soluție. Nu știu, dar era interesant sociologic. Deci inițial era o sferă mare, da, antivaccin nou COVID-19, și erau unii care erau pentru vaccin, dar erau temători în legătură cu acest vaccin. Eu cred că putem da și niște procente. Rog, da, spune, eu cred că la începutul campaniei de vaccinare, poate că lucrurile erau 50-50. Da. E adevărat că cei care spuneau că nu s-ar vaccina, nu spuneau că nu o vor face oricum. Spuneau că au nevoie de informații. Iar din cei 50% care nu s-ar fi vaccinat pe loc atunci când a început campania, eu cred că în momentul de față 10% sunt împotriva vaccinului și pe ei nu-i vom convinge orice s-ar întâmpla, și probabil că mai sunt încă 20% cei care sunt încă nehotărâți. Deci cumva 70% dintre românii în momentul de față vor să vaccineze. Așa arată și din studii. Din 30%, cred că încă 20% au nevoie de informații sau probabil că se vor hotărâ cât de curând. Autoritățile se așteptau la o creștere a numărului celor care să se vaccineze sau au zis din start vor fi puțini și nu avem nevoie de atâta forță? Eu cred că se așteptau, pentru că era vorba până la urmă de informație și era clar că la orice lucru care e nou, ai semn de întrebare. Deci vaccinarea presupune o mare operațiune națională, nu-i așa? Așa este. Așa este. Cea mai mare campanie, practic. Ea presupune, pe lângă publicitatea să te vaccinezi, ce presupune? O organizare, personal, bani? Sigur că presupune organizare și bani, dar eu cred că cel mai mult contează mesajele care să vină de la oameni în care există încredere. Eu vorbesc de organizare la locurilor. Păi da, organizare e importantă, dar pe oameni nu-i convinși prin organizare. Da. Pe oameni îi convinși prin mesaje. Deci acest procent care a crescut a celor care doresc vaccinarea s-a întâmplat pentru că au primit informații, au încredere în anumiți specialiști. Banii pentru vaccinare, propriu-zis, că e un efort. Sunt luați de la Ministerul Sănătății. Cine îi asigură? Păi Ministerul Sănătății, da. Are o parte de buget special numai pentru asta. Cred că lucrul ăsta s-a făcut în condiții de pandemie. Că tot ce a fost în pandemie a însemnat un buget special de pandemie. Că tot ce a însemnat măști... Gândiți-vă că investiția în pandemie cred că e enormă. Nici nu avem cifrele, dar e clar că deci au fost cam... Cu siguranță că au fost mulți bani. Și spuneți-mi, din acest punct de vedere, asistăm la o scădere a celor care erau împotriva pandemiei, care nu recunoșteau? Adică odată cu vaccinarea, cu informațiile, a crescut numărul celor care zice nu-i chiar așa, sau au rămas aia. Știți că aia care la un moment dat un partid a intrat și în Parlament pe antipandemie. Da, eu cred că a scăzut numărul, dar au rămas oamenii care merg exact pe ce vă spuneam. Nu vreau vaccin, nu vreau virus, nu vreau pandemie, nu vreau măsuri, nu vreau nimic. Acel procent va rămâne oricum fix. Da. Acolo nu cred că... Bun, războiul cu masca este... Cei care sunt... Hai să luăm ca o... Interesant de sociologie, vreau părerea noastră. Sunt o formă de rebeliune? Adică în sine, de originalitate? Cu siguranță că e și acest lucru și cred că și felul... Da, interesant. Cred că mesajele, cum au fost date la început, era loc și de mai bine. Pentru că ar fi trebuit masca prezentată împreună cu alte măsuri. Știți că se spune, masca e numită bodniță, nu? Da, așa s-a discutat. Categoric acest lucru e văzut cumva ca o modalitate prin care autoritățile impun niște lucruri. Ah, foarte interesant. Deci, de fapt, vă duc gândul mai departe. Deci, mulți au văzut o formă de rebeliune împotriva autorității. Cu siguranță, foarte interesant. Cu siguranță că așa a fost. Și probabil că mesajele, dacă am putea da timpul înapoi, ar fi trebuit date un pic altfel.
mai calm, privite altfel lucrurile, în așa fel încât să se explice că toți vrem, și eu și dumneavoastră, vrem să scăpăm de pandemie. Și dacă din datele ne-au arătat că e nevoie de mască, dar nu vreți mai de mască, distanțare, reguli de igienă, da, nu, dar e dumneavoastră foarte interesant. Deci poate să fie și pentru politicieni un semnal că o parte a populației e rebelă. Față de autorități, față de orice spune autoritatea. Absolut. Că dacă n-ar fi spus autoritatea, purtau, nu-i așa? Așa este, dar gândiți-vă că în alte țări mesajele au fost date puțin altfel și nu e aceeași percepție. În alte țări s-a purtat masca și nu ați auzit foarte des, sau probabil că acolo e o minoritate a celor care da, sunt. Da, interesant. Deci mesajul de a purta masca a trecut ca un mesaj de autoritate. Așa a fost perceput. Păi, dar nu perceput, da. Adică nu pe ideea vă sfătuiți, că dumneavoastră ca media când sfătuiți pe cineva nu zice vrei să fii dictatură. Dacă vine exact un politician și spune atunci pacientul zice, aha, vrei să pui borne, exact, să-mi libertezi. Exact. Da. Foarte inter, facem o pauză de publicitate. Copiii pun cele mai dificile întrebări. Când al meu vine cu câte una, e un challenge, dar îmi zic, sunt mamă, știu. Unii spun că le știu pe toate. Între jurnaliști și spioni nu e prea mare diferență. Alții, din potrivă, că nu știu nimic. Eu să-mi spun justițiar. Eu nu mi-am imaginat că puteți fi așa. Să fie clar, Ion Cristoiu nu știe chiar tot. Știam eu că e ceva suspect cu ăsta. Sunt însă, la fel ca tine, deosebit de curios. Care este linia între colaboraționism și patriotism? Și când nu știu, intre pe cei mai pregătiți. Omul de stat este cel care se gândește la generațiile viitoare. Omul politic e cel care gândește la alegerile viitoare. Așa aflăm amândoi. Interpretez legea în cu totul alt mod. Toți te privesc cu suspiciune. Sunt lucruri elementare, care nu sunt cunoscute. Duminică la ora 8. La interviurile lui Cristoiu. Detest întreruperile, dar uneori îi întrerup și eu pe alții în plină discuție. Când se miră de ce mă bag, le zâmbesc politicos. Pentru că știu. Această zi nu ne aparține. Vreau să te cutremuri puțin. Nu mi-aparține nici mie, nici ție. Înțelegeți? Sigur că înțeleg. Doamne, vă bate jos de noi. Trebuie să te trag un pic de urechi. Ja! Ești un derbedeu. Mersi. Această zi nu se măsoară în timp. Tot timpul noi reinventăm apa caldă, dar ne iese rece. Se măsoară în megabiți pe secundă. Dă-mi explicații. Provoc niște idei. Unde am auzit asta? Această zi măsoară distanța dintre eu și tu. Băi, ce bun sunt. Auzi. Vorbim despre povara talentului. E ziua în care nu ar putea deveni, da. Of, știi cât mă abțin? De la o vreme ai devenit criptic. E o bătălie pentru România frumoasă. Sunt Marius Tucă. Mare filozof, poate cel mai mare. Și te aștept la Lev News. În direct și la ora de vârf. Sunt periculos. Eu am o idee foarte bună, dar sunt leneș. De curios. Despre medicina românească, ce ne pot spune? Au, au, au. Ce așteptări are UE de la România? Fără așteptări, fără speranțe, fără răbdare. Mă înspăimânți. Gândesc curios. Vreau să văd români. Eu nu vreau să-i văd. Am mâinile să văd. Fotbaliștii își asigură picioarele. Picioarele, da. J-Lo fundul, da. Eu ar trebui să-mi asigur ochii. O să-ți vezi lumea prin ochii mei. Influencer. Sunt de neinfluențat. Uite, influencer ar putea fi șeful meu. Am revenit după pauza de publicitate, ultimele 5 minute cu domnul doctor Adrian Marinescu. Sunteți și bun sociolog. E foarte interesant că pandemia, vaccinarea n-au fost văzute și politic și sociologic. Cred că sunt niște componente care nu ne dăm seama. Așa este. Da, această felul în care a fost perceput a venit din greșeala autorităților, din stângăcia lor? Adică ce ar fi trebuit să facă autoritățile pentru ca aceste măsuri să nu pară impuse? Bine, e foarte greu acum de dat timpul înapoi pe de o parte și cred că la început nimeni nu știa cum să procedeze, nu mă refer numai la România. Cred că aceste stângăcii erau cumva de înțeles, nu că normale, pentru că nu știam cum să procedăm, vorbesc în general. Cred că abordarea ar trebui să fie mult mai apropiată de oameni. Adică să vină ca un sfat la început. Așa e, dar cum ar fi un medic? Nu? Da. De exemplu, dacă pe mine m-ați întreba de ce vreau vaccinare, de ce vreau, el ar spune în felul următor, pentru că vreau o viață normală și să merg cu copilul meu, cu familia, fără să am nevoie de mască sau de alte lucruri, vreau să mă întorc la o viață normală cum vrea și inginerul, arhitectul.
nu e vorba de nimic miraculos, dar vreau să mă întorc la normal. Și atunci mă vaccinez, port mască, deși mi-aș dori ca la un moment dat să nu mai fac, nu? Da. Așa aș fi dat mesajele, le-aș fi dat. Sunteți un pic mai... Sunteți medic pesimist sau optimist? Optimist întotdeauna. Contează foarte mult, da? Întotdeauna dar așa. Dar sunt și medici pesimiști care de când te-au consultat zici că mai e un pic și mori. Da, eu cred contează că... foarte mult contează. Optimismul? De ce? Contează foarte mult, pentru că sigur transmiți. Și dacă... Totdeauna pacientul te citește, practic își dă seama. Dacă tu ești o persoană optimistă și vezi partea plină a paharului, altfel ce înseamnă pentru un pesimist când a venit pandemia? Înseamnă da, că bătălia organismului e mult mai puternic în momentul în care pacientul e optimist? Contestarea lui de spirit contează? De, pentru mine, medic? Nu, în general. Adică recomandarea e să zici, gata, mor, nu se mai poate face nimic, sau să spui, să bineînțeles speri. Că nu. Speranța da, are un rol? Speranța vine din optimist și ai nevoie. Pe părerea mea este esența vieții. Nu poți să fii altfel decât optimist. Da. Adică eu n-aș putea să fiu altfel. Indiferent că e pandemie, că nu-i pandemie. Adică vreau să spuneți că ajută mult pacientul optimismul pe care îl insuflați. Eu, așa, ajută eu și cred că îl ajută foarte mult. Eu cred că îl ajută, e decisiv. Pentru că indiferent ce îi transmiți, întotdeauna se poate face ceva. Întotdeauna e o modalitate de abordare. Că e pandemie, că e o boală severă. Da, am discutam atunci în pandemie. V-ați îmbolnăvit vreun moment? Nu. Nu, am avut noroc să-l fac. Sigur că riscul exista. Doar că și aici e de gândit cu calm. Vă dau numai un exemplu. În momentul în care te dezechipezi, e un moment în care, într-adevăr, te poți infecta. Trebuie să fii foarte calm și să faci lucrurile încet, da. Pas cu pas. Dacă te grăbești, atunci pot să apară probleme. Soția ce e de profesie? E arhitect. Și ea, dumneavoastră care lucrați în infecțioase de tot timp, nu zice, aoleu, tu vii acasă și ne... Păi, că la noastră mă îmbolnăvim numai de COVID și de toate. Păi vă dați seama că am avut tot timpul înainte de pandemie, adică s-a obișnuit. A, da, la noastră s-a obișnuit și, cu ei. Și cel mic, e, da. Eu îmi doresc să fie medic. Va da. Fi ce-și dorește el până la urmă. 11 ani, clasa 5. 11 ani, clasa 5-a. Dar el este așa foarte, e și optimist pe de-o parte și foarte hotărât, adică nu se sperie de orice. El știe, am explicat cum se întâmplă. Dacă, să spunem, cineva se lovește și vede sânge, nu se sperie, se gândește ce e de făcut. Înseamnă că să fie un bun mers. Spuneți-mi, a mers la școală? Deocamdată e online, dar am de aflat ce? Astăzi, pentru că e clasa 5-a. A, nu mai știu că e în nici... Da, clasele 1-4 sunt în planul fizic. Dar am aflat acum, s-a făcut o scrisoare din partea școlii, pentru ca de luni să înceapă în plan fizic. Cel puțin deocamdată. Acum... cum va fi situația epidemiologică. El de luni va merge în plan fizic. Ca părinte, ați fost la dreptul școlii online? Nu, eu tot timpul am mers pe varianta fizică, dar e adevărat că eu cred că fiecare școală, am spus mereu acest lucru, trebuie să-și facă propria analiză. Dacă e o școală de la sat, unde nu e grup sanitar, unde sunt 30 de elevi într-o clasă, e un risc. Cred că fiecare trebuie să spună. Eu nu pot să asigur eu școală decât varianta online. Da. Dar dacă sunt școli care pot să asigure, cum e de exemplu la Filip, el e la Cambridge și acolo sunt puțini elevi în clasă. Și dacă au 12 elevi în clasă, categoric că se poate face. Fiecare stă cu măscuța, regulile de igienă, etc. Adică eu cred că asta de fapt vroiam să spun, că a fost întrebarea de ce să meargă copiii la școală. De-aia am spus în felul următor. Ei se pot infecta și când nu sunt la școală. Da, corect. Că nu cred că stau acasă. Dacă da. Merg într-un mall sau merg la alte activități, nu e același risc? Da. Am discutat și atunci despre pandemia ca stare de spirit. Este o oboseală a românilor și a oamenilor pe planetă? Adică deja nu mai percep pericolul? Cum e? E oboseala, aș numi-o cronică. Că știți că orice lucru după 6 luni devine cronic. Da. Noi avem un an și mai bine. Nu știu dacă, eu cred că cei mai mulți percep și știu exact ce risc. Eu asta am observat, că cei mai mulți dintre oameni au o experiență și știu ce au de făcut. Adică dacă ne mergem acum pe stradă, cei mai mulți poartă mască. Știți că acum câteva luni purtau masca, dar eventual era pe la bărbie sau prin altă parte. Știu să păstreze o distanțare. Eu cred că mare parte, în momentul de față, s-au obișnuit. E adevărat că sunt obosiți din punct de vedere psihologic, evident. Toți suntem obosiți. Dar știu ce au de făcut. Câte, dar aceste tulpini, cum se explică științific, v-ați fi așteptat ca medic infecționist? Da, pentru că un virus suferă mutații. Nu există virus care să se adaptează.
Bineînțeles. Și cu cât îl ține mai mult în circulație, cu atât mai mult el va ști ce are de făcut. Da. Adică e clar că și un virus gripal suferă mutații, doar că avem un sezon, da? E o perioadă mai scurtă. Da. Noi dacă avem un an și ceva, e clar că el a suferit și mutații. Adică cu cât stă mai mult, cu atât suferă, da. Și, de exemplu, vaccinarea și metodele de prevenție, până la urmă, au următorul obiectiv. Trebuie să reducă din circulație virusul, pentru că el cu cât va sta mai mult, apar alte tulpini. Nu neapărat Marea Britanie, prin Africa, Brazilia, deci la un moment dat o să interfere cu vaccinul, va trebui modificat. O să interfere cu alte situații. Poate oamenii care s-au infectat cu o tulpină acum, peste 6 luni se vor infecta cu altă tulpină. Nimeni nu poate să aibă o garanție. De asta trebuie să terminăm mai repede cu pandemia, într-un timp cât mai scurt, pentru a ieși virusul din circulație. De fapt, acest lucru contează. Da, n-am aflat. Adică eu am citit multe despre asta. Ce spuneți este foarte interesant. Deci noi trebuie să grăbim omenirea, procesul acesta de vaccinare, ca să nu mai lăsăm, cu cât stă mai mult, cu atâta el face. Și nu numai vaccinarea, este și motivul pentru care avem nevoie de măsurile de prevenție în continuare. Da, am înțeles. Vrem să reducem din circulație. Și, de fapt, pandemia nu se va încheia printr-o ușă. Am închis ușa. Nu. Se va transforma pandemia în focare. Adică virusul va rămâne. Am înțeles, dar nu va mai fi pandemie. Nu, și o să auzim că la fabrica nu știu care, peste nu știu cât timp, avem 7 cazuri, 30 de cazuri. Dar nu vom mai face breaking news. E, da, găsim altceva. Da. Mulțumesc, domnule doctor. Eu cred că o să candidați la funcția aia. Nu, știu, nu m-am gândit. Da, nici nu ați negat. Eu v-am spus, dacă sunt util sunteți într-un bun loc, aș aveți face-o. De toate, și politică, și sociologie, că acolo trebuie să fie și să sunteți și comunicatorul acestui institut. Da, eu vreau să cred că se poate și fără politică. Mă rog, știu că sunt ultimul mohican. Da. Domnul Cercel mai e doctor acolo sau a plecat? Păi este, pentru că e catedra. A, deci a rămas. Sigur nu mai e da. Director, dar a rămas. Sigur că da, și este logic să fie, pentru că tot ce înseamnă parte științifică n-a lui o conduce. Păi domnul Rafil a fost propus premier, deci n-ați fi numai să propus președinte. Bun. Da. Mulțumesc că a fost domnul doctor Adrian Marinescu, un optimist și în pandemie și în vaccinare. Stimați telespectatori, încheiem emisiunea, ne revedem duminica viitoare la aceeași oră.